discuse și cu Radioasă, care va fi un mai foarte bun. În premieră, de peste 100 de ani, Bucureștiul va avea primar general o femeie și de asemenea și pentru PSD este o premieră, pentru că pentru prima dată va avea un membru PSD primar general în capitală. Și pentru asta, pentru alte lucruri, vreau să-i ofer 3 trandafiri. Unul pentru curaj. Unul pentru tenacitate. Și unul pentru responsabilitate. O zică. Mulțumesc foarte mult. În final, vreau să respir. Și să-i asigur că principalele priorități ale românilor, ale PSD-ului, vor fi dezvoltarea României, dezvoltarea comunităților, ridicarea nivelului de trai și să ne asigurăm că niciun român nu este lăsat singur.